Bună, domnilor și domnilor! Bine ați venit la webinarul organizat de Black Sea Trade and Development Bank, Banca Mării Negre, Banca de Investiții și Comerț a Mării Negre, o instituție, din păcate, prea puțin cunoscută pe piața financiară românească, dar cu ambiții mari. Un seminar prin care banca își va dezvălui posibilitățile de finanțare ale întreprinderilor românești. Seminarul nostru se numește Finanțarea companiilor românești în recuperarea post-pandemică. Numele meu este Sorin Păslaru, sunt redactor șef la Ziarul Financiar și mulțumesc organizatorilor pentru onoarea de a modera această conferință. Suntem într-o perioadă foarte grea din punct de vedere economic și o astfel de conferință, o astfel de inițiativă prin care o bancă cu posibilități de finanțare vine să-și prezinte oferta este foarte importantă pentru antreprenorii români. Vom vedea pe parcursul acestei zile, pe parcursul conferinței noastre, pe care încercăm să o ținem într-un format cât mai strâns, cu intervenții și cu multe întrebări și răspunsuri. Vom avea astfel onoarea de a-i urmări pe președintele băncii, domnul Dimitri Panchin. De asemenea, din partea României, această bancă fiind o bancă deținută de statele riverane Mării Negre, cele 11 state riverane Mării Negre, după sistemul Băncii Europene de Dezvoltare, sistemul Băncii Europene de Investiții, reprezentantul României la nivelul guvernatorilor, Consiliului Guvernatorilor acestei bănci, domnul Sebastian Burdujea, este împreună cu noi, domnul secretar de stat în Ministerul de Finanțe, de asemenea va avea un cuvânt de deschidere. Apoi vom viziona un film în care vom vedea realizările băncii din cei 20 de ani de la înființare. Și în sfârșit vom ajunge la partea cea mai importantă în care vor fi prezentate efectiv oportunitățile de finanțare. Finanțare pentru capital de lucru, capital de investiții. Vom vedea, sunt investiții, posibilități de finanțare pentru investiții până pe 7 ani, foarte important. Puține astfel de oportunități sunt pe piața românească. De asemenea, banca, foarte important, poate interveni chiar cu equity, poate cumpăra 5, 10, 15% din capitalul firmelor. Din păcate, în ultimii ani, în ultimii 5 ani s-au acordat puține finanțări. Ultima este o subscriere de bonduri pentru un mare dezvoltator de clădiri de birouri din România. 3 ani înainte, o altă finanțare pentru o companie agricolă prezentă astăzi cu noi. Vor fi în a doua parte, cum spuneam, prezenți reprezentanții ai băncii, dar și reprezentanții unor companii de pe piața românească care au apelat la finanțări și vă invit, stimați telespectatori, să puneți întrebări. Puteți să o faceți pe apăsând butonul chat și se va desface în partea dreaptă o coloană unde puteți să puneți întrebări. Și reprezentanții băncii sunt aici pentru a răspunde. Încă o dată, acest seminar este într-o linie, această conferință, webinar, este făcut ca urmare a unei inițiative, ca urmare a inițiativei băncii, unde România este acționar cu o cotă bună, 14%, din păcate nu la același nivel sunt finanțările pentru companiile românești în ponderea, în totalul finanțărilor, deci undeva la 6-10%. Deci banca și-a dat seama de acest lucru și nu numai România, a avut un seminar în Bulgaria, acesta se face în România, va fi unul și în Ucraina, după cât înțeleg, pentru ca, într-adevăr, resursele acestea puse la dispoziție să fie și puse la lucru. Îl invit acum, I will invite Mr. Dimitri Panchin, the president of Black Sea Bank, to express his message to our webinar. Yeah. Good morning, everybody. Thank you, Sorin. Thank you for joining our webinar. You see, my idea for our
today for our webinar is to find a way how it's better to work in current environment in our member country. Black Sea is a development bank, and frankly speaking, now it's not very easy for us to work in Romania, Bulgaria, other European country, not due to some economic problem of this country, but due to huge monetary inflow that we have now in Europe, in United States. This is again big monetary inflow provided by European Central Bank, by Federal Reserve System. So what it means now, it's not possible just to provide a very long-term loan in very low interest rate. Question is how to find better way to cooperate with our client. What kind of service we could provide in this environment? How we could help our company in our member country to go out of this crisis situation? So this is again very interesting, very challenging point for developing institution. Find new product, new type of service, new type of communication with clients. So that's, I think, will be very interesting for us to know opinion for our client, how we could better work, what kind of service could be provided for Romanian economy now. Thank you and all best wishes for our webinar. Mr. President, thank you very much. Just a short message. Your position, your initiative, it's so important for our economy, because in our economy we have only 50% of in the proportion of lending in or total asset of banking system in total GDP. We it's a very low in the region, in European Union. Any kind of source of finance is good for us. Good. I will summarize what the president of the bank said in Romanian. Deci domnul președinte ne-a spus că în condițiile în care în Bulgaria și în Bulgaria și România fiind membri ale Uniunii Europene, finanțările acordate prin intermediul băncii centrale europene, mai departe prin băncile locale, sunt foarte competitive și de asta este foarte dificil de lucrat pe această piață. Într-adevăr, din păcate, pe piața românească nu se vede real, în mod real, nu se văd aceste finanțări la zero. Și de asta spun că avem nevoie de orice tip de finanțare, nu numai pentru această criză, dar în general pentru dezvoltare. Îl invit pe domnul secretar de stat Sebastian Burdujea să ne adreseze cuvântul său. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, good morning, Mr. President, Mr. Pankin, esteemed representatives of the business environment, dear colleagues. I understand I'm supposed to speak in Romanian, so I will continue in my native language. Salut inițiativa Băncii pentru Comerț și Dezvoltarea Mării Negre de a organiza acest webinar important prin care mediul privat din România poate lua la cunoștință despre produsele și serviciile acestei bănci importante. Sigur, nu e un mediu ideal pentru că trebuie să ne vedem de la distanță, dar sunt convins că și în aceste condiții putem găsi modalitățile de colaborare și de creștere a prezenței băncii în România. Am lucrat ani de zile la Banca Mondială la Washington și vă spun într-o notă personală, este extrem de important ca aceste instituții financiare internaționale să fie prezente în România, să aibă încredere în mediul privat românesc, așa cum este important ca firmele din România, capital autohton în mod special, să aibă acces la această finanțare mai ieftină, o finanțare care aduce nu doar costuri mai mici, ci și o credibilitate în plus în fața partenerilor de afaceri, în fața altor creditori și așa mai departe.
În calitate de guvernator pentru România, felicit în primul rând conducerea băncii. Am urmărit cu atenție măsurile adoptate în contextul declanșării pandemiei de coronavirus și notăm cu satisfacție că aceste măsuri au asigurat pe de-o parte funcționarea băncii la capacitate optimă, siguranța personalului băncii, dar și facilități de creditare, de injecție în economiile din regiune. Așa cum știți, și Guvernul României a fost pus într-o situație complicată în această pandemie, în care a trebuit să reacționăm într-un timp foarte scurt, fără să avem la noi toate răspunsurile, pentru că niciun guvern din lume nu le are, și să găsim măsurile prin care să păstrăm standardul de viață, dar în același timp să avem grijă și de viața, de sănătatea românilor. N-aș vrea să fac o recapitulare a tuturor măsurilor luate de Guvernul României, nu cred că acesta este scopul. Mai mult decât atât, cred că participanții la acest webinar le cunosc. O bună parte dintre ei l-au accesat, așa cum știu din discuții pe care le-am purtat împreună. Dar vă spun doar în linii mari, estimăm că pachetul de susținere a economiei românești va depăși 7% din PIB până la finalul anului. Este o estimare conservatoare, deci e posibil să trecem de acest prag. Doar în primele 9 luni am injectat peste 34 de miliarde de lei. După cum știți, peste jumătate din deficitul care se înregistrează în acest moment este direct legat de măsuri luate în contextul pandemiei, fie de a lăsa bani în economie prin amânarea plății unor obligații la stat, fie prin alte programe de sprijin sau măsuri în sectorul de sănătate. Aș remarca totodată și cred că e de interes și pentru bancă, acest guvern a stabilit recordul ultimilor 10 ani la investiții, cheltuieli efectiv, cheltuieli bani executați pe cheltuieli de capital. Avem peste 30 de miliarde. În cel mai greu moment economic din ultimul deceniu pentru țară, am ales să schimbăm paradigma de creștere economică dintr-un model bazat pe consum, un model nesustenabil din punctul nostru de vedere, într-unul bazat sustainable model, towards a model that is based on development. And I think that right now the signs are present in our economy and we are happy that we can support the development of our country using these measures. As you know, the government and President Iohannis have a plan called Rebuilding Romania. It's about 100 billion euros until 2030. And a lot of the funds in this plan can actually be supported from funds from the European Union. From the annual plan 2021-27 and Next Generation EU. I think this is an important message both for the bank and the private companies. We have a great development opportunity ahead of us, one which is unique for Romania. We haven't had such financial resources at our disposal. However, we need to be very efficient in their management. We need to understand that money for resurse de finanțare, inclusiv de la instituțiile financiare internaționale, din împrumuturi cu granturi sau împrumuturi de la nivel european. Și aici cred că abordarea corectă este cea unui parteneriat între Guvernul României, mediul privat, societate civilă și, bineînțeles, partenerii noștri internaționali, printre care și Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre. Aș mai menționa două proiecte. I would also like to mention two other important projects that cannot be done overnight, but which should be part of the new economic model, the Romanian Investment Fund and the National Investment Bank.
These are complex projects, and unfortunately, things have lagged behind for a while. And right now, we are under some pressure to set up these two institutions: the Romanian Investment Fund, where we have in view an initial capitalization of 300 million euros. It's an ambitious project, more ambitious than the one of other countries in the region, like Poland. We like to compare ourselves with Poland. This fund will be able to invest in Romanian companies, especially in the strategic sectors of the Romanian economy. For instance, we are watching the trade deficit and want to have some pinpointed inputuri și outputuri necesare pentru dezvoltarea economică și pentru reducerea acestor deficite. De asemenea, Banca Națională de Dezvoltare, probabil cunoașteți, suntem, cred, ultima țară din Uniunea Europeană care nu are această instituție. Ea poate să se împrumute mult mai ieftin și mai departe să catalizeze dezvoltarea mediului privat și a capitalului autohton prin finanțări în condiții avantajoase și pentru IMM-uri și pentru proiecte de infrastructură și așa mai departe. Această bancă, sigur, nu va fi operațională în următorul an, probabil în 2022. Fondul Român de Investiții, în funcție de haina pe care o va îmbrăca până la urmă, ne uităm la mai multe variante aici, haina instituțională poate fi funcțional chiar mai devreme. Aș mai aminti, sigur, recentul succes, promovarea României la statutul de piață emergentă secundară, moment istoric pentru piața locală, pentru piața de capital și ne uităm cu mare atenție la dezvoltarea ei. Gândim repararea unor măsuri, unor propuneri legislative luate, din păcate, de actualul Parlament, prin care au fost interzise listările unor companii de stat, lucru de neexplicat sau inexplicabil pentru noi. Sigur, avem deci o abordare ambițioasă pentru creșterea economică a României în perioada următoare. Acum, revenind la bancă și mă apropii de final, ne înțelegem pe deplin și ne asumăm rolul de acționar semnificativ în bancă. Avem 14% din capitalul subscris și vărsat. Poziția asta vine, sigur, și cu responsabilități și cu așteptări cu privire la rentabilitatea investiției noastre, ceea ce se traduce prin volumul investițiilor finanțate de bancă în România. Deci am luat notă cu satisfacție de faptul că așteptările de creștere ale portofoliului bazate pe performanțele bune de anul trecut și parte din obiectivele strategiei pe termen mediu s-au materializat. Banca a reușit să se adapteze la noua situație în contextul pandemiei de coronavirus și și-a continuat activitatea în beneficiul statelor membre. Noi încurajăm banca să se implice în continuare în proiecte, să-și dezvolte portofoliul din România, să-și promoveze produsele, serviciile pentru companiile din țară și cred că acțiunea de astăzi se încadrează pe linia asta strategică. Considerăm cu atenție sporită, trebuie acordată și componentei de finanțare a comerțului, zona de trade finance. În acest moment n-am văzut o reprezentare semnificativă în portofoliul băncii pentru această zonă. De asemenea, ne dorim să avem prin bancă acces la finanțările nevoilor de lichiditate pe termen scurt și de capital de lucru ale clienților existenți și manifestarea unei flexibilități acolo unde este necesar în relaxarea condițiilor impuse acestora prin contractele de împrumut și în pregătirea pachetelor de restructurare pentru clienții aflați în dificultate temporară. În contextul actual este de înțeles și, după cum știți, și Uniunea Europeană și Comisia Europeană au avut abordări flexibile din acest punct de vedere. Cunoaștem și apreciem preocuparea băncii pentru diversificarea paletei de instrumente, inclusiv instrumente tip off-balance.
recomandăm o abordare proactivă în ceea ce privește oferirea unor soluții de tip tailor-made pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienților. Voi mai spune atât. E important ca activitatea băncii în România să fie corelată cu tendințele actuale de susținere a tranziției către o economie verde. Probabil știți, România a făcut acest gest de curaj în debutul pandemiei de coronavirus și a spus că își continuă angajamentul pentru Green Deal într-un model economic care să țină cont de această prioritate europeană. Sigur, alte state din regiune, la un nivel similar de dezvoltare, nu și-au manifestat la fel de ferm acest angajament. Cred că România are resursele intelectuale, resursele naturale pentru a găsi soluții prin care să se dezvolte într-un mod prietenos cu mediul și acesta este punctul de vedere al Guvernului României. Bine, vă mulțumim! Închid și vă mulțumesc pentru răbdare și atenție. Sper că acest eveniment să nu rămână singurul, să nu rămână o excepție, iar ceea ce se va discuta aici să fie doar baza de pornire pentru dezvoltarea activității băncii și, încă o dată, domnule președinte Pankin, vă rog să contați pe sprijinul nostru și pe implicarea noastră. Mulțumim mult, domnule secretar de stat. Ne bucurăm că sunt bani, să vedem și investițiile, centura Bucureștiului, autostrăzile, spitalele, să le și vedem. E bine deocamdată că sunt bani. Mulțumim și vă mai așteptăm la conferințele noastre. Mult succes, un guvern ambițios. Mulțumesc și eu, domnule Puslaru, și oricând chiar vă rog să mergem împreună într-un tur al investițiilor în desfășurare. Da, da. Cel mai bine, cel mai bine. Facem niște vizite de lucru cu presa. Așa. Bine. Fără preță. Mergem mai departe, iată. Special. Da. Mergem mai departe, iată, am avut cele două mesaje ale președintelui băncii, ale reprezentantului la vârf a României în conducerea acestei bănci, cu așteptări aplicate, aș spune eu, pentru ceea ce trebuie să acest așteaptă România, partea băncii în perioada următoare. Haideți să vedem un film despre ce s-a întâmplat în acești 20 de ani cu banca și, de asemenea, până să înceapă filmul, să puteți să anunț că puteți pe butonul de interpretare în dreapta jos, interpretation, puteți avea traducere dacă apăsați pe engleză sau rămâneți pe canalul cu off, rămâneți pe canalul de limba română. Mă bucur că deja a început întrebările pe chat, vă reamintesc, puteți să puneți întrebări, sunt deja și răspunsuri acolo. Sunt sigur că va fi o dezbatere, va urma după film o dezbatere foarte interesantă. The Black Sea region has been a crossroads of peoples and cultures for millennia. No wonder it is a region where development thrives. In the 1990s, 11 countries in the region united together to create the Black Sea Economic Cooperation, a historic initiative aimed at improving the lives of their people, learning from one another, and bringing prosperity and growth. To be sure of realizing their goals and aspirations, the 11 countries brought their financial resources together to create a 100% regionally owned development bank. And so, the Black Sea Trade and Development Bank, BSTDB, was born. June 2019 marks the 20th anniversary of BSTDB. Long enough to witness its transformation into a success story and now widely recognized as a reliable and preferred partner by the public and private sector, as well as by sponsors and investors. The fact that the bank is the best rated institution in the Black Sea region and one of the top rated in Eastern and Central Europe show just how trusted and well established it has become. Since the bank's inception, shareholding countries have been demonstrating their trust in the bank as a key vehicle through which regional development is achieved. In 2008, they doubled its subscribed capital to 2.3 billion euros. In 20 years,
BSTDB has approved over 400 projects worth over 6 billion euros, while successfully disbursing over 5 billion euros. Good infrastructure is at the core of economic growth and has brought people and businesses together, with the bank signing 700 million euros for municipal and public utilities. The bank's investments in the energy sector, including oil and gas, electricity generation and distribution, have exceeded 800 million euros. Another 800 million euros was invested in developing manufacturing facilities. The bank's trade finance program has promoted the region's export potential, with disbursements exceeding 1 billion euros. Small and medium-sized business development is the backbone of market economies and the core of BSTDB financing, with investments exceeding 1.25 billion euros. Through fundraising activities and cooperation with peer international financial institutions and development partners, BSTDB has mobilized additional resources outside the region in excess of 6 billion euros. BSTDB is a profitable bank. For the last 14 years, the bank has been investing its profits back into its operational activities. Despite challenges in the post-crisis uncertainty, the prospects for the Black Sea region are favorable, and the bank's portfolio demonstrates that investment thrives in the region. In the years to come, BSTDB is targeting a much accelerated annual portfolio growth in excess of 12% and will focus on substantially increasing its involvement in public sector operations. There will be a priority on infrastructure projects, including transport and energy, and municipal infrastructure improving everyday life in a practical way. The development of intra-regional trade will also receive stronger support. Building on its increasing credibility, BSTDB will walk this path so as to achieve a greater impact on development, prosperity and growth in the Black Sea region, fulfilling its mission by providing investment and effective solutions for the benefit of member countries, partners and clients. Da? Ne auzim? Revenim la dezbaterea noastră. Chiar lucruri foarte interesante am putut vedea, am reținut, dacă nu greșesc, 14 aeroporturi regionale în Grecia finanțate, lucruri bune. Și de asemenea, cred că e de reținut această expresie, învățând unii de la alții, pentru prosperitate și pace, aș spune eu, în regiune. Foarte important, această bancă, într-adevăr, are un rol, aș spune eu, unic în regiune, pentru că noi suntem învățați așa ca toate băncile astea în care să fie, eu știu, poate să vină dinspre alți actori mult, mult mai puternici cu care să cooperăm, cu care să lucrăm. Iată că avem și putem avea și acest tip de inițiativă în care noi, în regiune, să gândim cum creștem împreună în pace și prosperitate. Permiteți-mi acum să prezint speakerii din panelul nostru în care vom discuta în mod efectiv ce oportunități de finanțare sunt pentru companiile private românești de la Black Sea Trade Bank, și anume doamna Violeta Popovici, senior banker pentru industrie, transport și agricultură. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Găsit. Ne auzim, ne vedem la Salonic. A ieșit soarele? A ieșit soarele. Bravo, e foarte bine. Doamna Larisa Mănăstirli, director pentru instituții financiare în cadrul băncii. Bună dimineața. Bună dimineața, bine ați venit. Doamna Mrs. Elif Tunali Nicoglu, principal banker for General Industries, Transport and Tourism. Hello. Hello, how are you? We're all fine, thank you.
Ok. Țin să precizez că doamna Popovici va trece printr-o o scurtă prezentare și va fi partenerul principal de discuție în această dezbatere, iar doamnele Larisa Mănăstirli și doamna Elif Tunare-Nicoglu vor fi aici pentru a interveni la anumite întrebări specifice pentru domeniile de activitate pe care le acoperă dumnealor. De asemenea, cum vă spuneam la începutul întâlnirii noastre, avem onoarea de a avea în panelul nostru despre finanțările acordate de Plexibank pe doi reprezentanți ai unor companii puternice din România, și anume domnul Ștefan Bucătaru, Director of the Boards of Agricover Holding, Agricover SA și Agricover IFN. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bună ziua, mulțumesc de invitație! Mulțumim că ați acceptat invitația noastră, Agricover, un cei mai puternici jucători din agricultura românească cu finanțări și investiții. Și de asemenea, domnul Marian Năstase, Chairman of the Board of Directors la Alro Slatina, un mare jucător din industria românească. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua tuturor și mulțumesc pentru invitație! Mulțumim, aveți un soare așa puternic în spate, e bine, soarele de la răsărit. Normal că e de la răsărit la această oră. Bun, sperăm să avem o dezbatere cât mai interesantă. Doamna Popovici, iată, ce face banca și ce poate face pentru întreprinzătorii români? Care este rolul băncii? Cum diferă Plexitrade and Development Bank față de celelalte bănci comerciale din România? Ce pot aștepta antreprenorii de la Plexitrade and Development Bank? Nu vă auzim, cred că trebuie să mutați butonul. Nu vă auzim, da? Unmute, mute, acum trebuie să ne mai obișnuim. Nici acum nu vă auzim. Nu știu dacă colegii. Nu vă auzim, să știți. Doamna Popovici? Dacă, nu vă auzim. Dacă putem să... nu vă auzim. Încă o dată, doamna Popovici? Dacă puteți să mutați butonul mute, unmute, nu vă auzim, să știți. Nu vă auzim. Ok. Trebuie să învățăm și acest alfabet, nou alfabet al comunicării. Mute, unmute și așa mai departe. Ia să vedem ce se întâmplă. Bun. E o situație tehnică. Haideți să trecem atunci la doamna Mănăstirli, director pentru instituții financiare. Doamna Mănăstirli, dumneavoastră ne puteți auzi? Vă putem auzi? Da, eu vă aud foarte bine. Bun, și în general. Dar noi am planificat că doamna... Da, nici pe dumneavoastră nu vă auzim. Cred că e o situație de conectivitate. Hello? Cred că, eu știu, ar trebui niște investiții și pentru infrastructura de internet în Grecia, eu știu, sau unde o fi... Bun, haideți să vedem, într-adevăr, se știe acest fapt că România este foarte avansată din punct de vedere al infrastructurii de internet și iată, acum ne folosește foarte mult, nu? Domnule Bucătaru, haideți să trecem direct la experiența clienților. Ne-ați povestit în pregătirea acestei conferințe că aveți o relație de lungă durată cu Plexitrade and Development Bank. Haideți să vedem cum s-a desfășurat această cooperare și, în general, cu ce se diferențiază această bancă în contextul financiar local și regional. Da, sigur că da, și încă o dată bună ziua sau bună dimineața tuturor.
Grupul AgriCover, pentru cine e mai puțin familiar cu operațiunile sale, se specializează pe de-o parte în distribuția de inputuri agricole, adică semințe certificate, pesticide, îngrășăminte și motorină. În egală măsură este unul dintre principalii finanțatori ai fermierilor români prin intermediul societății AgriCover Credit IFN și în egală măsură operează cel mai mare abator din sud-estul țării, abatorul Perișesa, sigur al doilea la nivel național după Smithfield. Cu banca Black Sea Trade and Development Bank colaborăm de foarte multă vreme, sunt anul ăsta, cred că se împlinesc peste 8 ani de când colaborăm. Și sigur, prin perspectiva diversității domeniilor de activitate ale grupului, suntem probabil unul dintre cele mai finanțate grupuri din țară. Noi lucrând probabil cu, sau aproape sigur, cu toate instituțiile financiare internaționale active în țară, pe teritoriul țării și în egală măsură lucrăm și cu toate băncile comerciale. Deci printre finanțatorii noștri se numără BERD, IFC, Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții, EFSE din Germania, IIB, sigur că da, și toate băncile comerciale locale, Banca Comercială, Banca de Dezvoltare, Banca Transilvania și așa mai departe. Deci, probabil că suntem, până când colegii din Thessaloniki își repară tehnologia, suntem în măsură să oferim o opinie foarte balansată și, ca să zic așa, documentată despre ce înseamnă să lucrezi cu Black Sea Trade and Development Bank în contextul relațiilor extinse cu mulți alți finanțatori, inclusiv de aceeași factură, instituții financiare internaționale. Deci ce găsim în Black Sea Trade and Development Bank? Găsim o echipă de profesioniști, sigur, de-a lungul anilor am lucrat cu Elif, am lucrat cu Orhan pe numeroase proiecte, o echipă de profesioniști care, în primul rând, înțelege mediul de afaceri românesc, înțelege avantajele și provocările specifice țării noastre, o echipă de profesioniști care înțelege specificul unei afaceri, specificul unei industrii și, slavă Domnului, pot să spun că grupul AgriCover a oferit destul de multe provocări, pornind de la instituție financiară, la abator, la distribuția de chimicale, la distribuția de legume, fructe, la trading-ul de cereale, însilozare, producție de ulei, producție de carne. Deci, am ridicat multe provocări băncii în a înțelege specificul a unei diversități de tipuri de afaceri. Banca s-a dovedit capabilă și să înțeleagă toate aceste diferențe și a venit chiar cu soluții creative de găsire a unor modalități prin care să putem finanța operațiunile noastre, să putem să le garantăm și foarte important este faptul că de-a lungul timpului, de-a lungul anilor, pe măsură ce grupul s-a dezvoltat, performanța a devenit alta, anvergura operațiunilor s-a schimbat, au fost în stare să își modifice. Dacă la început a trebuit să găsim un pool, un mix de active din diverse linii de business, am avut prima linie de finanțare, a fost multiprodus, multigarantată, puteau să fie trași banii pe diverse entități ale grupului, deci o structură destul de complexă ca să putem să securizăm acea finanțare. În timp, când lucrurile s-au schimbat, avem finanțări de la bancă care sunt complet lipsite de orice fel de garanții bilanțiere în prezent, așa cum avem de la celelalte instituții financiare internaționale. Deci o echipă de profesioniști, o echipă cu care poți să discuți specificitatea unui plan de afaceri, un proces decizional foarte clar, foarte transparent, cunoști ce se discută, când se discută, cum se iau deciziile, iar odată finanțată operațiunea, găsești o echipă de profesioniști capabili să înțeleagă schimbarea unor situații. Am avut situații în urmă cu câțiva ani când cu o altă instituție financiară internațională
a trebuit să facem o modificare de contract care pornea dintr-o eroare de redactare la contractul inițial. Definiția unor indicatori de performanță pur și simplu a fost greșită și practic eram într-o situație că am fost, eram și urma să fim pe toată durata finanțării în situația de default. Da? A durat un an și jumătate să putem face o astfel de modificare de contract. Cu Black Sea Trade and Development Bank discuți, aceeași echipă de profesioniști înțelege situația, iar deciziile sunt relativ rapide și transparente. Deci ai un partener profesionist, un partener serios, un partener flexibil cu care poți să mergi să construiești într-adevăr ceva. Deci Black Sea Trade and Development Bank, din experiența noastră și nu doar cu dânsii, ci cu o largă gamă de finanțatori, într-adevăr își merită numele de bancă de dezvoltare regională. Da, mulțumesc foarte mult. Mi se pare un punct foarte interesant acest contract pe care l-ați avut de la început, multiprodus, multigarantat, adică cu toate liniile de business. Chiar asta voiam să vă întreb înainte să spuneți, având în vedere diversitatea activităților pe care le desfășurați, dacă a trebuit să fie câte un contract pentru fiecare activitate sau, dimpotrivă, s-a putut lucra într-un cadru larg, care să cuprindă activitățile în general ale grupului. Da, sigur, la începutul, mai către începutul activității grupului, sigur că nivelul de performanță era altă, dimensiunea afacerilor era alta și am creat un framework, un cadru, un contract cadru care acoperea toate entitățile grupului, era garantat cu active diverse, atât din diversele companii ale grupului, deci era un grup de garanții și de asemenea putea fi trasă suma pe oricare din entitățile grupului care avea nevoie. De asemenea, indicatorii de performanță au fost definiți într-o manieră foarte creativă, dar relevantă pentru tipul de afacere care o derulam la vremea respectivă. Da, asta înseamnă multă flexibilitate încă de la început și înțelegere profundă a clientului și activității clientului. Nici fiscul nu e încă pregătit în România să trateze companiile la nivel de holding. Mulțumesc foarte mult și cred că până la urmă s-a potrivit bine când vorbim de orice companie, mai bine începem cu clienții, nu? Decât e important să vorbească clienții, poate, întâi, despre, în general despre orice organizație, stat, ziar sau bancă. Bun, înțeleg că s-a restabilit legătura și o invit pe doamna Violeta Popoviș, cum spuneam, responsabil pentru industrie, transport și agricultură, să ne prezinte oportunitățile de finanțare și cadrul general, cum se diferențiază Black Sea Trade and Development Bank printre celelalte instituții financiare. Ne auziți? Da, vă aud. Mă auziți? Da, sigur, vă și vedem. Deja da, vedem și... și slide-urile. Pare pentru mica problemă tehnică, din fericire s-a rezolvat rapid. Mulțumesc foarte mult, Sorin. Eu și colegele mele, Larisa Mănăstiri și Elif Nicoglu, suntem foarte încântate să avem această oportunitate să prezentăm ce posibilități de finanțare oferă pentru firmele și municipalitățile din România Banca de Comerț și Dezvoltare a Mării Negre. Aș începe prin a răspunde la întrebarea cine le poate primi finanțare. Și un răspuns într-o propoziție ar fi orice firmă privată și orice firmă cu capital public, orice municipalitate care are nevoie de finanțare, poate primi finanțare de la Banca de Comerț și de Dezvoltare a Mării Negre. Pentru entitățile de dimensiuni medii și mari, care au nevoie de finanțare de mai mult de 5 milioane de euro, banca acordă finanțare directă. Pentru întreprinderile mici și mijlocii, banca acordă finanțare prin intermediari financiari selectați, bănci, firme de leasing, instituții financiare non-bancare,
cărora BSTDB se acordă linii de credit pentru întreprinderi de mici și mijlocii. O remarcă, finanțările se acordă doar pentru activități în țările acționare. Deci, fie o firmă română care are activități în România, registrată în România, care are activități în România, primește finanțare, fie o firmă străină care dorește să investească în România, primește finanțare, fie o firmă română din România, registrată în România, cu capital român, de exemplu, care dorește să-și extindă activitățile în una din țările acționare, Bulgaria, Moldova, Turcia și așa mai departe. Ce finanțare se poate obține? Banca acordă împrumuturi pe termen mediu și lung pentru investiții și dezvoltare, acordă împrumuturi pentru finanțarea comerțului, activităților de comerț, trade finance, acordă garanții și, într-o măsură mai limitată, investește în capital social al firmelor, equity. Pentru că portofoliul băncii este în proporție de peste 96% formată din împrumuturi, prezint aici care sunt condițiile de finanțare pentru împrumuturi. Cum spuneam mai devreme, minimul este de împrumut este de 5 milioane de euro. Acordăm împrumuturi de maxim 80 de milioane de euro pentru firmele private, iar pentru entitățile publice, municipalități, alte firme cu capital public de stat, valoarea împrumutului poate fi până la 160 de milioane de euro. Maturitatea împrumutului, termenul, este de rambursare, este de maxim 7 ani în general, dar, cum spunea și domnul bucătarul mai devreme, suntem flexibili. Pentru, de exemplu, pentru finanțările pentru proiecte de infrastructură, maturitatea poate merge până la 18-20 de ani. Se acordă perioade de grație în funcție de particularitățile proiectului sau firmei care este finanțată, se acordă o perioadă de grație de 1 până la 2 ani, în general, iar pentru finanțarea proiectelor de infrastructură, perioada de grație poate fi de 3-4 ani sau chiar mai mare, în funcție de particularități, cum spuneam. Dobânda la care sunt furnizate împrumuturile nu este subvenționată, este apropiată de dobânzile băncilor comerciale. Ca și garanții, banca solicită ipoteci și gajuri, active imobilizate, conturi bancare, creanțe, acțiuni, iar moneda împrumutului de obicei este în euro, în dolar sau uneori chiar în moneda locală. Ca și sectoare, finanțăm firme și proiecte în orice sector, în producție, în servicii, în comerț, în infrastructură, cu excepția, fiind o bancă de dezvoltare, avem unele excepții, prelucrarea tutunului, băuturile alcoolice tari cu conținut de alcool peste 20 de grade, jocurile de noroc și alte activități care nu sunt eligibile pentru astfel de pentru bănci de dezvoltare. Aș încheia prin a menționa două limitări importante. În funcție de caz, evaluăm cu atenție refinanțarea împrumuturilor altor bănci, în general maxim 30% din valoarea împrumutului de la BSTDB poate fi folosit pentru refinanțarea altor împrumuturi și de asemenea ne uităm cu multă atenție la finanțarea achizițiilor altor firme. În general, întrebarea la care trebuie să răspundem este care este impactul de dezvoltare sau de cooperare regională al finanțării pe care o acordăm. Cam asta ar fi pe scurt. Da. Mulțumim. Iată, este denotat această chestiune, deci vă aplicați cu atenție acolo unde există un potențial de dezvoltare regională, de cooperare regională. Adică aceasta ar fi o primă diferență față de alte instituții comerciale private, bănci comerciale private, care văd poate mai puțin, nu sunt interesate de acest aspect. Cu ce mai diferă funcționarea băncii și abordarea noastră față de o bancă comercială privată, fiind o instituție, iată, acționariat public multiplu, o instituție financiară internațională?
Aș spune că, în primul rând, este această posibilitate de a finanța proiecte transfrontaliere. Avem în România, de exemplu, firme din Turcia care au investit în capacități de producție în România sau o firmă din Grecia. Deci, în primul rând, acesta este o caracteristică. În al doilea rând, suntem mult mai flexibili în raport cu alte instituții financiare internaționale. Decizia este mult mai rapidă. Suntem flexibili, din nou insist pe flexibilitate. De asemenea, sunt dobânzile, de exemplu, fiind o bancă ce nu țintește maximizarea profitului, suntem o bancă în care dobânzile sunt acceptabile, credem noi. Sunt aproape de dobânzile de pe piață, dar noi nu țintim maximizarea profitului. Da. Avem deja o întrebări, iată, financiarele, le cereți, deci balance sheet-ul, ceea ce prezintă companiile băncii, indicatorile, cereți în standardele financiare internaționale sau acceptați și gap-ul local, standardele contabile locale? În IFRS sau în RAS sau? Cum e? Dacă mai e RAS, nu știu dacă mai e, nu? Da, în primă fază, atunci când se face cererea de finanțare, nu solicităm situațiile financiare conform IFRS. Poate că ar trebui să menționez care este procesul de aprobare a împrumutului. Deci, în prima fază, sunt trei etape de aprobare. În prima etapă, nu solicităm situațiile financiare pe standarde IFRS. Da. Trece de prima fază de aprobare, pentru faza de analiză, de due diligence, da, se solicită, vor fi necesare situațiile financiare IFRS auditate, dar, da, practic s-a trecut de prima fază, deci există șanse reale, da, firma să, da, primească finanțarea. Deci, da, ideala pentru a obține aceste, pentru a pregăti aceste situații, da, financiare, e adevărat că este o cheltuială, dar dacă ai trecut odată, ai șanse, deci și îți folosesc. Odată făcute, cam băncile că încep să ceară și pe unde te duci, e bine să le ai și în IFRS, mai ales la companiile cu 10-20 de milioane de euro chiar de afaceri. Așa când vă uitați, când vă vine un proiect pe masă, nu? Cum vă vine el așa? În PowerPoint? Cum vine el la noastră? Când vă aruncați privirea prima dată pe un proiect, la ce parametri sunteți atentă? La piață, la acționar, la evoluția profitului, EBITDA, creșterea celei de afaceri, care sunt parametrii așa noastră, că aveți mulți ani de experiență, la ce vă uitați prima dată? În primul rând ne uităm, o clipă încerc să proiectez un slide pe care am încercat să-l pregătesc, anticipând astfel de întrebare. Ăsta e cel mai greu slide, ca să spunem așa. Pentru prima fază de aprobare așteptăm un business plan pregătit de firmă, în care firma ne prezintă cine solicită împrumutul, cine sunt acționarii, beneficiarii finali ai afacerii, care este poziția de piață a firmei, care este experiența firmei în sectorul în care operează, pentru ce solicită finanțare, cât din această finanțare, deci care este costul total al investițiilor pe care le are în vedere sau care, ce investiții are în vedere, cât la sută din acest total este finanțat de acționar, cât la sută se solicită finanțare din partea băncii și dacă se solicită finanțare pentru un anumit proiect, ne uităm dacă s-au făcut studiile de fezabilitate, dacă proiectul este fezabil, dacă este credibil. De asemenea, ne uităm ce măsură firma și-a făcut cercetarea de piață. Cine sunt clienții, cine sunt concurenții, la ce prețuri vor fi vândute produsele respective,
ce input-uri vor fi necesare, cine sunt furnizorii, depinde firma prea mult de un anumit furnizor, la ce prețuri vor fi, care este evoluția prețului acestor input-uri și în ultima instanță trebuie să avem o proiecție financiară. Cum vede firma evoluția performanței sale financiare pe o durată care trebuie să acopere durata împrumutului solicitat. La întrebarea la care trebuie răspuns este cum poate fi împrumutul rambursat, care sunt riscurile. Deci principalii parametri cam aceștia sunt. Da, e un pic de de elaborat și cred că până la urmă e foarte bine și pentru companie, astfel încât îți organizezi viitorul, îți pui exact ce ai de făcut, e un antrenament foarte bun pentru companie, acest proces, chiar dacă ia credit sau nu. Doamna Mănăstirli vrea să intervină, vă rog. Mersi foarte mult. Aș dori să intervin la întrebările care au fost puse puțin mai înainte. Vă rog. A fost întrebarea între care este diferența între noi și băncile comerciale și vreau să spun că unul din principiile de activitate a băncii este că noi nu intrăm în concurență cu băncile comerciale. Noi, invers, lucrăm în mod de cofinanțare cu ei sau îi dăm finanțarea pentru a fi distribuită sectorului privat. Dar când cofinanțăm cu băncile comerciale, dorim să aducem o valoare suplimentară la tranzacție sau primărirea sumei creditului sau primărirea maturității termenului de creditare sau prin acceptarea unei structuri de finanțare mai sofisticată în comparație cu cea care este acceptată de piața bancară în țara respectivă. Și la o întrebare, dacă acceptăm situațiile financiare care sunt făcute conform gapului local, ca în practică și în trecut, cum arată practica noastră, noi lucram și ne bazăm pe situațiile financiare întocmite în baza standardelor internaționale. Dar recent, cu interesul nostru și poftă de a lucra mai mult cu întreprinderi mici și mijlocii, noi am aprobat o politică internă care ne permite să lucrăm cu companiile de mărirea mică și mijlocie în baza situațiilor financiare făcute în conformitate cu standardele naționale. Ceea ce sperăm o să facă mai ușor stabilirea relațiilor cu acest segment de companii din România. Și cred că asta e foarte important, că tot ne dă mai multă flexibilitate și oportunitate să lucrăm și cu companii mai mici decât cei mai largi care sunt prezenți pe orice piață și sunt în căutare. Da, vă mulțumesc foarte mult. Îl invităm pe domnul Marian Năstase, președinte al Boardului de Chairman of the Board of Directors la ALRO, cum spuneam, una dintre companiile industriale cele mai puternice din România, de asemenea un partener de lungă durată a Black Sea Trade and Development Bank. Bună ziua, domnule Năstase! Mr. Năstase, hello! How was your cooperation with this bank? How did you work with them? Hello, everybody, again. Thank you very much for inviting me here. Cred că e foarte important să avem informații cât mai clare atunci când discutăm despre finanțări. Ce aș vrea să vă spun este că probabil foarte multă lume știe că ALRO este industria metalelor neferoase. Este unul dintre actorii importanți, ca să zicem așa, la nivelul economiei românești. Iar, evident, fiind o afacere industrială mare, are nevoie de finanțări pe termen lung pentru investiții. Și întrebarea pe care a pus-o domnul Pusară și e importantă și de fapt este obiectul principal al acestui webinar, cum accesăm, cum ajungem să accesăm
resurse financiare de la Black Sea Trade and Development Bank. Întrebarea aceasta vine și din nevoile care sunt generate în România. Este foarte dificil, deocamdată, în sistemul financiar autohton, să poți accesa finanțări pe termen lung. Băncile comerciale, modelul lor de business și modelul lor de evaluare a riscului fiind orientat foarte mult spre profit și mai puțin spre dezvoltare, evident că penalizează, ca să zic așa, investițiile pe termen lung. Operațiunile industriale au nevoie de investiții mari, investiții în echipamente, investiții în locații de producție de dimensiuni, cum am spus, mari, și nevoia noastră a venit din această nevoie noastră, mi-a făcut să ne uităm în jur și să vedem cine poate furniza resurse financiare pe termen mai lung decât în mod normal, cum se furnizează pe piața locală, un an, trei ani. Aveam deja o experiență cu EBRD în trecut și ne-am orientat spre Banca Mării Negre, Banca de Dezvoltare a Mării Negre, Black Sea Trade and Development Bank, unde, fiind și o bancă de dezvoltare, este evident că, așa cum spunea și doamna Popovici, prioritatea principală a băncii este dezvoltarea națională, regională și cooperarea regională. Evident că este și ea și banca este un actor economic, deci ea trebuie să obțină profit, dar profitul este secundar în strategia băncii. Și atunci, fiind și o bancă transnațională, supranațională, care are ca acționari statele liberale Mării Negre, așa, are o altă structură, un alt profil de analiza riscului, ceea ce le permite să acorde împrumuturi pe perioade mai lungi de timp, esențiale pentru finanțarea investițiilor. Și, spre deosebire de, acum eu dau din casă, ca să zic așa, evident că există o oarecare frustrare la nivelul oricărui sistem bancar vis-a-vis de instituțiile financiare internaționale, așa, pentru că chiar dacă nu sunt specializate și nu intră pe business-ul de retail, totuși e o concurență până la urmă. Și evident că toată lumea cu care am vorbit la momentul respectiv spune că o să fie dificil, că o să fie birocratic, că o să fie complicat. Experiența noastră a arătat exact opusul. Adică am întâlnit o echipă de bancheri profesioniști, maturi, din punct de vedere profesional, și negocierile au fost foarte, cum să spun așa, diferite de negocierile cu băncile comerciale, în sensul că au fost foarte echilibrate. Și asta ne-a dus într-un interval relativ scurt de timp, la finalizarea finanțării. Suntem exact în modelul pe care l-a prezentat doamna Popovici, finanțare pe 7 ani, cu 2 ani grație, cu o dobândă nu mică, așa, dar sub nivelul băncilor comerciale, pentru că evident... În ce ați luat creditul? Ce monedă? Am luat creditul multicurrency. Asta este o facilitate importantă. Interesant. Este o facilitate care ne ajută pentru că o parte din investiții le poți plăti în euro. A, deci în funcție de ce necesități ai nevoie, tragi... Exact. Nu? Exact. Deci dacă ai furnizori care livrează... Din da. Tragi în moneda respectivă. În moneda respectivă, dacă ai furnizori local, plătești din lei, dacă ai furnizori din afara spațiului european, mai sunt situații când trebuie să plătești din dolari. Așa, acum depinde și de profilul activității. Alro vinde foarte mult în dolari. În sensul că aluminiul este dolarizat, este o piață da. Diferență dolar. În Statele Unite aveți exporturi, nu? Din câte știu, semnificative. Situația aluminiului peste tot în lume se stabilește plecând de la dolar. Da. Dar ce e foarte important aici este că echipa de bancheri de la Black Sea Trade and Development Bank
a înțeles business-ul, deci și l-a înțeles rapid cum funcționează sectorul, cum funcționează piața locală, cum funcționează structura de business. Și asta a fost foarte important. Ceea ce înseamnă că se preocupă de fiecare client în parte. Lucru pe care, din păcate, nu prea mai vedem astăzi. Sunt în lumea auditorilor, în lumea băncilor, am ajuns să facem foarte multă muncă pentru bănci și pentru auditori. Și învățați noastră. Exact. Banking. Un alt lucru foarte important este stabilitatea. Deci este foarte frustrant când stabilești o relație bancară, o relație cu o bancă și echipa se schimbă permanent. Aici la Black Sea, în Development Bank, stabilitatea este o constantă, este stabilitate și a procedurilor și a abordarea business-ului și a echipei. Și asta este foarte important pentru că există o continuitate. Cum spunea și domnul Bucătaru mai devreme, dânsii lucrează de mai mult timp cu Black Sea Trade and Development Bank, ceea ce înseamnă că și echipa care lucrează pe finanțările dânsului, ca și echipa care lucrează pe finanțele noastre, ajunge să cunoască business-ul, capitalizează experiența acumulată din cunoașterea business-ului și înțelege mult mai rapid și mult mai bine orice provocări care apar în industrie și orice nevoie al clientului. Da, dumneavoastră, practic, foarte bun. Domnul președinte, câți bani ați luat și în ce ați investit acești bani? Ați dezvoltat o nouă capacitate de producție sau ați modernizat vreo secție? Ce ați făcut? Da, noi am luat banii pentru investiții și am dezvoltat partea de produse cu valoare adăugată foarte mare pentru industria aero și pentru industria automotive. Astăzi, evident, din cauza pandemiei, cele două segmente sunt afectate, dar noi rămânem la părere că la final, oamenii vor trebui să se miște pe foarte mult. Deci, o mișcare proactivă. Nu o să fim legați de cuvie pentru totdeauna. Și e foarte important. De față am ajuns în lita industriei aluminiului din lume. Deci, mai sus de atât nu se poate să vinzi pentru avioane, pentru industria aeronautică, în industria aluminiului este elita. Și asta s-a întâmplat cu sprijinul Black Sea Trade and Development. Este exact ce are nevoie economia românească. Avem o grămadă de sectoare unde practic nu se leagă lucrurile între ele, adică importi din altă parte sau nu ai lanțurile acestea de valoare adăugată care trebuie acoperite prin astfel de investiții, dar problema e că ai nevoie de finanțare pe termen lung. Ați văzut, domnul Burduji a zis o treabă, să vedem ce se va face cu banca de dezvoltare care ar trebui într-un fel să acopere și aceste nevoi evaluate la nivel economic. Apropo, dacă tot sunteți aici, chiar dacă rămânem un pic pe ALRO, mi se pare interesant, știu că, nu știu dacă furnizați, noi avem un producător mare de chenuri, Chempec, local, și știu că el importa foița de aluminiu. Și nu știu de ce, și totdeauna mi-am pus problema, domnule, de ce nu poate ALRO să furnizeze local această chestiune? Dacă tot sunteți aici, poate ne explicați. Sau ați ajuns deja să-i furnizați? Este un alt tip de aliaj decât cel pe care îl producem noi. Deci, ce vine cu cei de la Chempec? Da. Au o investiție mare aici, lângă București. Au o investiție mare lângă București. Am încercat să explorăm posibilitatea de a produce aliajul pe care îl folosesc și, din păcate, nu era în specificitatea noastră, dar pot să vă spun altceva. Deci producem pentru Prismian, producem, care are două fabrici în România, da. Producem pentru Arctic Găiești, da. Producem pentru RAL Bistrița, producem pentru IPROEP Bistrița, pentru Găiești, da. Care o firmă e Hellenic Cables din Grecia. Iată. Și foarte important, mi se pare foarte important, noi avem 14.000 de furnizori, marea majoritate fiind în țară. Noi am avut în ultimii 15 ani foarte mulți furnizori de-ai noștri care au debutat ca IMM-uri. Au crescut. I-ați crescut. Exact. Deci au pornit cu o cifră de afacere acum 15 ani de 1 milion de euro pe an. Da. Sunt la 30 de milioane, 40 de milioane de euro pe an. Iată. Un ecosistem. Cum se
în jurul noastră crește acest ecosistem și cred că și banca, spre exemplu Blacksea 3, dacă vine o astfel de firmă pentru finanțare, avându-vă pe noastră client, sunt sigur că altfel își deschide punga, ca să spunem așa. S-au creat ecosisteme în jurul nostru, s-au creat ecosisteme în jurul Daciei, da, da. Automotivului românesc. Da, da. Da, și acum cu un nou acționar, cu atât mai mult, un nou acționar, o mare companie românescă, nu? Poate se vor crea și mai multe. Noi am luat premiul pentru cea mai bună companie la bursă, premiul pentru premiul întâi, dat de retail investors. Deci noi ne tratăm foarte atent toți acționarii noștri, avem 14.000 de acționari, așa, și anul acesta foarte satisfăcut. Știți la ce mă refer? Știți la ce mă refer? Eu mă refer, știu la ce mi-am referit și la grupul Tedeman, acționariatul nostru, sigur că... Da. Bun, mulțumesc foarte mult, vom reveni la noastră, foarte interesant tot ce ne-a spus și iată cum se leagă, pentru că, așa cum a spus, aveți clienți cu acționariat elen, arctic, cu acționariat turc și iată cum toate aceste lucruri, doamna Popovici, se leagă în ceea ce spuneam noi, să sprijiniți companiile din regiune să vină în România, companiile românești să meargă în străinătate. Și vă rog, doamna Popovici, dacă tot suntem la zona de clienți, ne auziți, doamna Popovici? Doamna Popovici, nu știu dacă ne aude. Știu că are pregătită, doamna, voiam să o invit să ne spună câteva lucruri despre alte proiecte. Iată, dar o întrebare foarte bună o văd pe doamna Mănăstirile, poate ne răspunde, sau doamna Elif Tunali, doamna Mănăstirile, o întrebare bună, cum finanțează Blacksea 3 de Development Bank companiile românești chiar dacă nu are o sucursală în România? Mi se pare întrebarea de bază, așa, prima chestiune, dacă nu aveți sucursală, cum le finanțează? În primul rând, noi avem în echipa noastră specialiști care vin din România, au lucrat în sectorul privat și public înainte de a veni la bancă și știu foarte bine piața locală. Și fiecare an avem niște vizite planificate, venim în țară, facem cunoștință cu clienții noi, vorbim cu clienții existenți, vorbim cu reprezentanții autorităților naționale și locale, facem evenimente pentru să devenim mai cunoscuți în piețele noastre și prin așa instrumente noi am făcut foarte multe contacte și într-adevăr avem și clienții foarte buni, însă respective dorim să avem și mai mult. Anul acesta n-am putut să călătorim prea mult ca și toată lumea. Din cauza... Eram la Thessaloniki acum, dacă nu, da, toată deci lumea. Noi, toată lumea este unde trăiește și unde lucrează, dar sperăm când situația asta va fi, când depășim situația de criza pandemică, vom avea iarăși posibilitatea să călătorim, să avem relații și ca tare, deci Bucureștiul și Thessaloniki sunt foarte aproape, da? Dacă vorbim despre geografie și distanță în kilometri, da, ajungem foarte repede în orice parte a României și suntem foarte flexibili, într-adevăr, foarte multă lume, cum ați văzut, vorbește românește, știm cu ce trăiește lumea și sectorul de business și de atâta cred că limitarea asta, că nu suntem prezenți permanent în România, nu este dezavantajul atât de mare. Dacă vorbim, totuși știm foarte bine piața și suntem prezenți și venim foarte des. Deci e ca și cum, doamna Sânziana Candrea ne-a adresat această întrebare, ca și cum ar fi în România, mai ales acum în aceste condiții, este și mai simplu. I would like also to give the floor to Mrs. Elif Tunali Nicoglu. I have a question. Do you hear me, Mrs. Nicoglu? Okay. Yes, I can hear you. Because you are here with us. Maybe you can talk a bit up on new finance, new products adapted to such special condition through we everybody this pandemic. Because our seminar, the title of our seminar is the finance of Romanian company in the in a this
post-pandemic world, for recovery in post-pandemic. Exactly, yes. Well, as an international financial institution, anyway, we are always with the companies for both their corporate finance needs and their project finance needs. So for us during the pandemic period, to provide them with working capital loans or emergency loans for a short-term period did not work, to tell you the truth. We continue providing them with medium-term and long-term financing so that they wouldn't have their cash flows fixed for short-term repayment profiles. So we actually didn't do as the other commercial banks did, like emergency loans, but we continued providing them with medium-term and long-term financing in order to allow for their cash flows to breathe and continue their investments, because after the pandemic period, the business is going to pick up and they need to be ready in order to expand their businesses, maybe their expansion in the region. So that's why from now, we just wanted to kind of safeguard them by providing medium-term and long-term financing. Good. Thank you very much. It's good to know that there is someone who has money to in this hard period. Yes. Money to lend. When we believe in our companies, I mean, when we establish a good relationship with them, we just don't want them to be only one-time clients. We want them to be repeat clients. So that's how we did, for example, for AgriCover and for Alro. Yes. We've been working with them at least for the last 7-8 years, trying to provide them with further financing each and every time whenever they're in need of it, because we've got a very, very good cooperation with these companies, and we hope that we will be able to provide much more financing for many more Romanian companies in all of the sectors. Thank you very much, and this webinar is a proof of your willingness to do this. Thank you. Acum trec iarăși la limba română. Mulțumesc foarte mult, doamna Popovici. Aș vrea să ne mai dați câteva exemple. Știu că ne-ați pregătit câteva exemple de finanțări, pentru că oamenii în general așa învață cel mai simplu din exemple. Până ne pregătește doamna Popovici slide-urile, poate ne răspunde doamna Mănăstirii dacă acționați ca agent de credit și garanții în tranzacții sindicalizate. O întrebare din partea domnului Vlad Birou. Noi, ca tare, avem capacitatea să organizăm tranzacții sindicalizate din partea băncii noastre, unde acționăm ca banca principală. Uneori participăm și în tranzacții sindicalizate organizate de alte instituții financiare, dar preferăm, de exemplu, dacă sunt tranzacții organizate de instituțiile internaționale financiare ca Banca Europeană Investițională, Banca Mondială prin IFC sau Banca Europeană, în cazul acesta noi cofinanțăm cu ei din cauza că suntem banca internațională și avem aceeași preferințe și imunități care se acordă instituțiilor internaționale financiare. Bine, mulțumim. Doamna Popovici, ne puteți da cele câteva exemple? Dacă puteți să tot așa să dați unmute la buton, nu vă auzim, nu vă auzim. Doamna Popovici, ne auziți? Nu, trebuie să puneți unmute la buton. Ne auziți? Acum da. Da, bine, vă rog. Acum iar nu vă auzim? Nu. E în regulă cu slide-urile? Putem, ne puteți prezenta sau? Da? Ok. Da, foarte frumos. Dar nu vă auzim, să știți. Ok. Nici acum nu vă auzim. Din păcate. Vă rog. Bun. Ce să spun? Să citesc eu? Ne auziți? Nu.
Doamna Mănăstirile, puteți să vorbiți noastră despre aceste finanțări, dacă nu auzim pe doamna Popovici? Mai bine să trecem la alte întrebări, dacă sunt. Bine. Și dăm timpul Violetei să se pregătească. Da? Nu vă auzim, doamna Popovici. Bun. Haideți să trecem la atunci. Dacă s-ar putea, doamna Popovici, nu vă auzim, să știți. Nu vă auzim. Nu știu. Da? Dastră mă auzi. Noi nu vă auzim. Da. Din păcate, iată, sunt câteva exemple frumoase, interesante aici. Sprijin pentru generarea energiei eoliene în Ucraina. Am rugat pe doamna Popovici să pregătească câteva exemple de finanțări. Din păcate, îndreptăm spre încheierea conferinței, poate reușim totuși să garanție pentru livrare de gaze. Acum, doamna Popovici? Ia să vedem, poate reușim să facem totuși legătura. Am insistat așa puțin pentru că era bine să fi văzut aceste... Pentru că, doamna Mănăstirii, haideți să vorbim un pic de România până se rezolvă. Eu, din ce am văzut din datele dumneavoastră și site-ul este foarte explicativ, foarte transparent, mi se pare foarte interesant, totuși România nu a reușit, companiile românești poate n-au fost atât de interesate. Văd, ultima finanțare a fost în 2020 sau 2019, dacă nu mă înșel, unui dezvoltator imobiliar Global World, o participare la o emisiune de bonduri, un dezvoltator foarte activ în ultimii ani, dar finanțarea anterioară abia cu 3 ani înainte, Agricover, dacă nu mă înșel. Cum se explică acest fapt? Încă nu știu companiile românești suficient de bine, nu sunt bine, nu-și prezintă bine proiectele, ce ne puteți spune? În primul rând aș dori să fac o mică precizare că reprezint acum departamentul de cooperare cu instituțiile financiare. Deci portofoliul meu acoperă toate relațiile care avem cu bănci, cu băncile comerciale și instituțiile financiare nebancare. În România avem câteva clienți și în acest domeniu, de exemplu Alfa Bank România, Banca Transilvania, Garanti Bank România, Raiffeisen FN, dar mi se pare că din experiența sectorului financiar în România pot să spun că nu avem atât prea mulți clienți, numai din cauza că situația pe piața financiară a României a avut o dezvoltare foarte reușită în ultimii 10 ani. Deci lucrurile care vedem acum pe piața României, pe piața financiară, pe piața bancară, se dezvoltă în direcția corectă. Sunt multe bănci străine care oferă foarte bune structurate, bine structurate proiecte sau produse pentru sectorul de business. Și cum v-am spus de la început, din cauza că noi nu intrăm în concurență cu băncile comerciale, ceea ce fac băncile comerciale bine, nu atingem. Deci noi vrem să facem altceva, să depășim. Să completați. Da, să fiți într-adevăr, să fim completați pe piață. Și cred că asta una din pricinele de ce nu avem atâtea clienți în România. În timpul recent sau din timpul când România s-a aderat la Uniunea Europeană și a avut acces la fonduri europene, noi știm că foarte mult accent a fost pus asupra implementării fondurilor europene. Și noi am văzut că piața sau oportunități de a veni cu finanțarea comercială s-au redus din cauza acestor circumstanțe. Situația tot e foarte pozitivă pentru România, dar ne-a afectat în caz mai negativ, dacă noi trebuia să fim mai adaptați la situația respectivă cu granturi și cu fondurile nevoie europene. Nevoie de finanțare există, așa cum am spus, avem cred că 26% din PIB credite pe PIB, 26% cel mai redus din UE, deci există posibilități și firmele plâng în ghilimele, aș spune, pentru finanțări pe termen lung, mai ales 5-7 ani. Doamna Popovici, ați reușit? Ați remediat?
Da, probabil că legătura internetului e foarte bună. Îmi cer scuze din nou. Vă rog. Încerc să proiectez câteva slide-uri. Exemple de finanțări acordate în alte țări. Da. Am pregătit și pe cele privind finanțarea acordată AgriCover și ALO și ALUM, dar ele au fost deja prezentate de reprezentanții firmelor și nu voi insista asupra lor. Exact. Iată un exemplu de împrumut acordat unui mare exportator din Bulgaria. Împrumutul a fost de 35 de milioane de euro pentru finanțarea exporturilor firmei Oliva, care este cel mai mare producător bulgar de uleiuri vegetale. Acest împrumut a fost parte a unui împrumut sindicalizat de 90 de milioane de euro, furnizat de un grup de bănci comerciale internaționale, care a fost aranjorul a fost BNP Paribas Sus. Scopul a fost capital de lucru pentru funcționarea unei noi fabrici de extragere a uleiului de coarea soarelui, care a condus la dublarea capacității de producție a firmei Oliva și a condus la proiectul nostru a sprijinit creșterea exporturilor firmei. Firma a putut să cumpere de la fermieri semințe în sectorul din sezonul agricol și a putut să proceseze mai mult și să exporte mai mult. Un alt exemplu este un împrumut pentru generarea energiei eoliene în Ucraina, un împrumut de 30 de milioane de euro, acordat unei joint venture din unei firme de capital mix, care a avut un proiect de aproape 400 de milioane de euro pentru finanțarea unui parc eolian în sudul Ucrainei cu o capacitate de producție de 250 de megawatts. Banca noastră a contribuit 30 de milioane la acest împrumut, care a fost cofinanțat de bănci internaționale, cum sunt BERD, FMO și alte bănci de dezvoltare din Finlanda, de exemplu, sau din Franța. Scopul acestui împrumut a fost, acestui proiect în general, a fost dezvoltarea capacității de producție de energie regenerabile în Ucraina și, în general, decarbonizarea sectorului energetic în Ucraina. Trecând la garanții, banca a acordat o scrisoare de garanție pentru Prometheus Gas din Grecia, pentru o valoare de până la aproape 53 de milioane de euro. Această garanție a fost furnizată de garanție de plată pentru furnizarea de gaz natural de către Gazprom Export din Rusia către Grecia. Această garanție a sprijinit cooperarea economică regională, a ajutat la diversificarea mixului de surse de energie și la reducerea costurilor de furnizare a energiei pentru utilizatorii industriali din Grecia. Am încercat să aleg exemple cât mai variate pentru a arăta plaja foarte largă de produse pe care le putem oferi în funcție de nevoile clienților. Iată un împrumut acordat municipalității Istanbul pentru un proiect de conversie în energie a deșeurilor solide. Este un împrumut de 40 de milioane de euro pentru construirea de către Municipalitatea Istanbul a unei fabrici de incinerare a deșeurilor și generare a energiei. Acest proiect este în curs de implementare și Eric poate să vă dea mai multe detalii. Acest proiect duce la reducerea cu 90% a volumului deșeurilor solide din Istanbul, un oraș aproape 15 milioane de locuitori, și la reducerea cu 75% a greutății acestor deșeuri solide. Da. Arată foarte bine, arată foarte bine. Deci 40 de milioane de euro, cine? Deci municipalitatea din Istanbul. Păi, noi, uitați, Bucureștiul nu are apă caldă, are probleme mari cu radetul. Poate vine la noastră, poate vine la Black Sea Bank, nu? Și inclusiv o instalație de asta ne-ar trebui și nouă. Cine trebuie să
depună proiectul? Bucureștiul, nu? Municipalitatea. Să ce are? Foarte interesant, m-am uitat de detaliile proiectului și nu vreau să intru în teritoriul da. M-am uitat. Proiectul este construit de o firmă mixtă între Hitachi și o firmă de construcții din Turcia. De japonezi, spuneți, Hitachi. Paul din Japonia, construit peste 100 de ani în reciclarea deșeurilor solide, este capacitat cu cunoștințele ale partenerului turc. Iată cum se pun la treabă energiile și rezolvăm și probleme de mediu și punem și industria la treabă. Mulțumesc foarte mult pentru aceste exemple. Domnilor și domnilor, ne îndreptăm către încheierea conferinței noastre de astăzi. Cred eu foarte nimerit cu exemple de finanțări acordate și reținem această disponibilitate a băncii de a finanța iată proiecte care au impact regional odată, dar și impact de mediu. Foarte important de discutat în ultima perioadă, nu trebuie să discutăm tot mai mult de această componentă. De asemenea, reținem această disponibilitate a băncii de a acorda finanțări pe termen lung și de a completa finanțările bancare, instituțiilor financiare private, băncilor comerciale, de asemenea disponibilitatea băncii de a veni cu produse noi și de a se adapta pieței românești în condițiile în care, așa cum s-a spus de la început și domnul președinte a remarcat, România, ca membra Uniunii Europene, beneficiază de fonduri, atât fonduri europene, cât și prin prezența băncilor din Uniunea Europeană, băncile străine cu acționari din Uniunea Europeană, au posibilitatea să finanțeze mai ales în euro la dobânzi competitive și de atunci rolul acestei bănci este cu atât mai, să spunem așa, mai provocator. Dar își va găsi drum și până la urmă aceste, cred că componenta de dezvoltare a băncii, din titulatura băncii, Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre este foarte importantă și trebuie neapărat ca beneficiarii, potențialii beneficiari din România, companii sau instituții publice să o lucreze, să fie atenți la acest aspect. Ne îndreptăm, cum spuneam, către închiderea conferinței. Doamna Popovici, care este așa un cuvânt de încheiere al dumneavoastră către antreprenorii locali, către potențialii beneficiari ai finanțărilor acordate de Plexi Trade and Development Bank? Îi așteptăm cu cel mai mare interes. Suntem, în momentul de față, avem un portofoliu de 2 miliarde de euro. Ne dorim ca o parte cât mai mare din acest portofoliu să revină în viitor antreprenorilor și municipalităților din România. Vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări. Am proiectat acum detaliile de contact. Sperăm ca Banca de Comerț și Dezvoltare a Mării Negre să poată contribui substanțial în viitorul apropiat la creșterea economică, la dezvoltarea firmelor din România și, de ce nu, la expansiunea lor în celelalte țări acționare ale băncii. Bine, mulțumesc foarte mult. Iată cum ne spunea și doamna Popovici, aveți pe ecran datele de contact, e-mailul responsabililor pentru diverse sectoare din cadrul băncii, în cazul în care doriți informații suplimentare, de asemenea puteți vorbi direct în limba română. Și cred că e un mare avantaj, după cum au subliniat invitații noștri de astăzi, există mare flexibilitate și disponibilitate de a acorda finanțări și e un exercițiu foarte bun pentru antreprenori de a-și pune într-un business plan tot ceea ce își proiectează în viitor, chiar dacă, cum spuneam, reușesc sau nu să acceseze această finanțare, numai exercițiul acesta de a
de a te duce și a căuta finanțare, a căuta să convingi banca despre un proiect de investiții este deja un mare pas înainte pentru businessul respectiv. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult. Dacă cineva dintre speakerii noștri de astăzi care mai sunt prezenți acum vrea să mai spună ceva, vrea să mai dea un mesaj, este de apreciat această disponibilitate a băncii de a realiza acest webinar. Vă mulțumesc și eu foarte mult, mulțumesc și echipei tehnice, colegilor, mulțumesc încă o dată pentru invitația de a modera această conferință, cum o spuneam la început, mai ales în această situație dificilă, orice ofertă de finanțare este foarte bună și, în general, România o piață, o economie care are nevoie foarte mare de finanțare, mai ales de finanțare pentru termen lung, mai ales de finanțare pentru dezvoltare, ceea ce lipsește de fapt acestei regiuni. Și eu această bancă aș vedea-o nu cu 3 miliarde sau cât are 4 miliarde de euro active, la cât potențial economic este în regiune, aș vedea-o la 30 de miliarde de euro active și să deveniți într-adevăr, cum spuneam eu, nu am apucat să discutăm, de ce să nu avem o linie de mare viteză București-Salonic, se discută acum, Germania pune pe masă niște linii de mare viteză, dar de ce să nu discutăm noi aici, că iată avem nu știu câte milioane de români merg în Bulgaria, în Grecia și așa mai departe, există un natural, pentru că suntem în această zonă geografic și nu trebuie să ne ducem pe la Paris ca să mergem la Salonic, da? Așa cum se întâmplă acum, trebuie să discutăm și asta, că putem și noi regional așa să facem ceva și să mărim cooperarea regională de investiții, de comerț și de dezvoltare, că aici suntem istoric și geografic. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult și sperăm ca în următorii ani prezența băncii Black Sea Trade and Development pe piața românească să fie tot mai mare pentru, așa cum a spus foarte frumos în filmul de la început, învățând unii de la alții pentru prosperitate și pace în regiune. Mulțumim și cu aceasta i-a sfârșit conferința noastră. Sper că ne-am încadrat în timp și pare rău pentru eventualele chestiuni tehnice. Doamnelor și domnilor, la revedere, vă urez o zi profitabilă în continuare și să ne auzim cu bine.